Bună seara tuturor, bine ați venit! În seara asta avem plăcerea să avem alături de noi pe doamna Dafina Suciu, în prezent Sales și Marketing Manager la Cluj Hub, ocupă poziția asta de vreo 5 ani. Înainte a fost Marketing Director la Platinia Shopping Center, cu o vastă experiență în marketing și comunicarea cu clienții. Astăzi o să fie alături de noi și i-aș da cuvântul în caz că vreți să mai adăugați alte lucruri pe care poate eu le-am omis. Mulțumesc foarte mult! Bună seara tuturor! Mă bucur foarte mult să fiu și eu în acest an împreună cu noile grupe la acest curs. Mai ales pentru că îmi place foarte tare munca asta cu clienții. Și îmi place să văd cum se schimbă lucrurile de la an la an și pot să vă spun, acum cei prezenți astăzi nu aveți termen de comparație cu ce am discutat, să spunem, anul trecut sau acum 2 ani, dar să știți că este o dinamică și s-au schimbat destul de multe lucruri vis-a-vis de comportamentul clienților. E foarte interesant cum evoluăm ca și oameni. N-aș vrea să mai adaug mai multe lucruri despre mine. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Pe mine mă găsiți pe rețelele de socializare, așa că oricând după acest curs sunt deschisă și disponibilă și acolo pentru întrebări și răspunsuri. Să știți că și din anii trecuți am păstrat legătura cu anumiți colegii de-ai voștri cu care am continuat discuția pe anumite subiecte. Așadar, astăzi povestim puțin, atât cât ne permite timpul din o oră jumate. Acum aș vrea să fac un share screen. Vom trece puțin prin câteva elemente care vizează clienții. N-aș vrea să vă focusați foarte mult strict pe partea de prezentare. Insist ca oricând aveți întrebări, interveniți, nu mă deranjează absolut deloc, nu este musai să așteptăm fix partea de final, dar sigur că da, la final sunt aici la dispoziția voastră, dacă îmi permiteți. Foarte pe scurt, ce înseamnă marketingul și ce este marketingul? Pentru că trebuie să pornim de undeva pentru a putea să discutăm despre clienți. M-am gândit așa înainte de a mă conecta online cu voi. De dimineața, de când ne trezim și până seara, când ne punem în pat, în mod constant, în fiecare minut, suntem clienți pentru diversi furnizori de servicii sau de produse. Ce înseamnă asta? Gândiți-vă așa, pe ce bază voi ați ales pasta de dinți pe care ați folosit-o azi dimineață? Cum arăta trotuarul sau strada pe care v-ați îndreptat către facultate sau de la facultate spre casă? Cât de proaspăt era aerul sau cum se simțea mirosul în magazinul în care poate că ați intrat astăzi? Ce gust avea cafeaua pe care ați savurat-o? Cum era prezentat ambalajul în care, nu știu, poate v-ați cumpărat pâinea? Ce vreau să spun cu asta? În fiecare moment e bine să înțelegem că, de fapt, noi suntem clienți și cumpărăm produse sau servicii. Și dacă simplu ne plimbăm pe stradă și spunem, bun, dar acum nu dau niciun ban, acum nu sunt client pentru nimic, ba da. Faptul că beneficiez de utilități publice, de străzi, de locurile acestea gestionate, să spunem, de instituțiile publice, îmi spune că sunt client acolo, pentru că, de fapt, prin ce le-am cumpărat? Prin taxele și impozitele plătite. Deci, iată că și dacă simplu ne plimbăm prin parc, suntem tot clienți. Da? Sigur că dacă în diverse contexte suntem și furnizori de produse sau de servicii. Și atunci, foarte simplu, marketingul de fapt este acest proces complex, i-aș spune eu, care identifică
anticipează și satisface dorințele clientului, dar nu oricum, și ar trebui să o facă într-o manieră eficientă și profitabilă pentru companie. Sau sigur că da, pentru furnizorul de produse și servicii. Când spun asta, mă refer inclusiv la instituțiile publice. Probabil ați tot auzit în mod constant vorbindu-se despre analiza nevoilor consumatorilor. Da? Ne îmbrăcăm mai gros, mai subțire pentru că ne este cald, prea frig și așa mai departe. Facem aceste lucruri pentru a ne satisface anumite nevoi, anumite trebuințe. Maslow este cel care a structurat oarecum într-o manieră basic, am putea spune, pentru că acum sigur că de această piramidă a nevoilor este oarecum actualizată. Dar fiecare om de pe planeta asta are câteva nevoi de bază pe care dorește să și le satisfacă de-a lungul vieții. În primul și în primul rând, de când ne naștem, discutăm despre nevoia de hrană. Este până la urmă nevoia care vine să ne susțină viața, da? Să trăim efectiv la propriu. Și atunci, gândiți-vă în felul următor. Sau să ne gândim în felul următor. Aici avem diferențe între noi ca și consumatori. Pe ce bază luăm decizii atunci când, să spunem, ne facem aprovizionarea în supermarket sau ne facem cumpărăturile în supermarket? Cum ne comportăm în momentul în care, nu știu, servim masa în oraș? Toți avem același tip de comportament, avem comportamente diferite, ne manifestăm fizic diferit din punct de vedere al satisfacerii nevoii de hrană, sigur că da, toate aceste întrebări sunt retorice, de fapt, și voi știți. Ce vreau să subliniez este cât de unic este fiecare om în parte și cât de mult, de fapt, se muncește în spate din partea furnizorilor de produse și servicii pentru a veni oarecum cu standarde, pentru a crea anumite pattern-uri în care să se încadreze cât mai mulți oameni. Da? Discutăm apoi tot la capitolul acesta de nevoi fiziologice, de nevoia de adăpost, nevoia de sănătate. Gândiți-vă că sunt localități și nu puține, din păcate, în România, în care încă spitalele, să spunem, nu sunt ce trebuie. Sau sunt locuri în care, să spunem, ambulanța ajunge într-un timp mare. Sigur că dacă acolo, chiar dacă oamenii, să spunem, au tot ce le trebuie, au mâncare, au casă, au tot ce le trebuie, în momentul în care ei știu că durează o oră până când ar putea să ajungă la cel mai apropiat spital pentru o urgență de sănătate, din acel moment toate celelalte nevoi trec cumva în plan secundar. Și atunci de asta e important să înțelegem că acestea sunt de fapt niște nevoi primare, așa se și numesc, da? Nevoia de securitate. Acum câțiva ani, dacă am fi discutat și mi-amintesc că de fiecare dată când discutam pe acest subiect cu diversi colaboratori sau participanți la traininguri, era oarecum ciudat, pentru că trăim într-o țară în care nu prea am auzit de conflicte majore, dar iată că odată cu începerea războiului în Ucraina, spre exemplu, care este țara noastră, este aproape de noi, altfel s-a schimbat percepția și acolo imediat s-a activat ceea ce în presă se cheamă legea mortului pe kilometru pătrat. Asta ce înseamnă? Ne comportăm diferit.
ce au făcut foarte mulți oameni, s-au dus să-și să rezolve partea asta de pașapoarte, să poată să plece cât mai departe de un posibil conflict care ar fi putut să apară și la noi. De ce? Doreau să își satisfacă nevoia aceasta de securitate, de stabilitate, da? Nevoia aceasta de a sta departe de pericole. Gândiți-vă câți din zonele acestea de conflict, să spunem că au avut, nu știu, un trai mai mult decât decent, au avut tot ce le trebuie. Dar iată că în momentul în care această nevoie de securitate n-a mai fost satisfăcută, restul n-au mai contat și au luat câteva lucruri și au plecat. Deci au plecat din fața unui pericol iminent. Este nevoia aceasta de securitate, este tot o nevoie de bază la care se raportează fiecare om de pe planeta asta. Dacă acestea sunt satisfăcute, sigur că da, după aceea începem să ne uităm la nevoia de apartenență și cum ne putem satisface aceste nevoi de apartenență. Păi foarte simplu, avem grupuri de prieteni, avem familii, încercăm să facem parte din anumite comunități, ne implicăm în anumite grupuri bazate pe anumite interese și așa mai departe. De ce? Pentru că acolo deja putem să ne satisfacem nevoia care vine și ne spune că suntem parte la un întreg. Da? Discutăm apoi despre nevoia de stimă de sine. Partea aceasta este un subiect foarte complex și nevoia aceasta de stimă de sine este un subiect extrem, extrem de complex. De ce? Vine pe fondul tuturor factorilor care vin spre noi din toate direcțiile, prin care, într-un fel sau altul, trebuie să demonstrăm ceva. Sunt student la X facultate sau la Y facultate. Înseamnă asta ceva pentru mine, pentru stima mea de sine sau nu? Nu știu, am bursă sau nu am bursă? Da? Pot să fac, nu știu, pot cumpăra anumite lucruri sau nu pot să-mi cumpăr anumite lucruri? Gândiți-vă un pic la cum am evoluat fiecare dintre noi, și aici ne putem uita fiecare în dreptul nostru, cum am evoluat ca și comportament de când s-au dezvoltat atât de bine rețelele de socializare. Da? Dacă ne uităm în social media, 99% dintre oameni sunt extrem de fericiți. Sunt cei mai fericiți clienți. Se laudă cu mâncarea pe care și-au comandat-o la restaurant, cu vacanțele unde se duc, cu ce fac în fiecare sezon al anului. Cumva este și predictibil, inclusiv, sigur că da, pe bază de cifre acolo deja pentru furnizorii de produse și de servicii, este predictibil un anume comportament. Dar, de fapt, vrem să atragem atenția și vrem, prin toate aceste gesturi, ce facem ca și clienți? Venim să ne hrănim într-un fel sau altul stima de sine. Ce cărți citim? Ce filme urmărim? Ce oameni cunoaștem? De ce oameni ne înconjurăm? Cum arată grupul nostru de prieteni? Deci sunt extrem, extrem de mulți factori fini, până la urmă, care vin din toate direcțiile cumva, ca și piloni, dacă vreți, să susțină această stimă de sine. Și aici aș vrea să vă adresez o întrebare la care vă rog să vă răspundeți fiecare dintre voi. Vi s-a întâmplat vreodată să faceți, să spunem, o postare pe Facebook sau pe Instagram și să fiți un smiley face, super, super fericiți și, de fapt, după ce ați făcut postarea, să fie ceva de genul, da, ok, bine, am rezolvat și asta. Da, este un comportament despre care
cei care vin în întâmpinarea noastră cu produse și servicii știu foarte bine. Da? Aș fi curioasă câți am răspunde sincer la asta. Sigur că dacă aceste nevoi încep să fie satisfăcute pas cu pas, mai departe încep oamenii să se uite spre interiorul lor și acolo intervine nevoia aceasta de cunoaștere, de autodezvoltare, de perfecționare continuă, nevoia de a ne depăși poate propriul potențial personal de la un anumit moment din viață și așa mai departe. Dar nu este obligatoriu ca aceste nevoi să fie satisfăcute strict în ordinea aceasta. Pe de altă parte, exact așa cum menționam mai devreme, dacă este cineva care, nu știu, gândiți-vă la comunitățile din Africa, unde, din păcate, foamea este un fenomen extrem, extrem de răspândit. Cineva de acolo, dacă nu are ce să mănânce și nu are cu ce să-și hrănească copiii și sunt atâția copii care, nu știu, poate mor de foame, nu va putea să se gândească, nu știu, la partea asta de hai să încerc să mă dezvolt personal, oare ce să mai citesc sau ce mai pot face în direcția asta spre interiorul meu. Da? Deci cumva există o legătură foarte directă între toate aceste nevoi. Bineînțeles că noi ca și consumatori, ca și clienți, suntem influențați în toate deciziile de cumpărare de o serie întreagă de factori. Eu am trecut aici doar câțiva, poate, nu știu, am selectat pe cei pe care am considerat cei mai relevanți, dar mai sunt pe lângă aceștia. Fiecare generație a fost și este influențată de trei factori principali. În momentul de față, la cum arată lucrurile și din ce am văzut studii noi făcute, factorii aceștia psihologici vis-a-vis de cum mă percep ceilalți, cum arăt eu într-un grup social, care este atitudinea celorlalți față de mine, contează foarte mult de mine, generic vorbind, da, de fiecare dintre voi în calitate de clienți, contează foarte mult în deciziile de cumpărare pe care noi le luăm. Da. Gândiți-vă așa, să spunem că mergeți într-un magazin de haine pentru a vă cumpăra un tricou sau o geacă, da? Vă cumpărați acea geacă doar pentru că vreți 100% să știți, îmi iau ceva gros să-mi țină de cald și atât. Sau vă uitați și cum vă vine, dacă vă avantajează, dacă nu vă avantajează, cum este culoarea, ce spune prietenul sau prietena sau cu cine sunt la cumpărături sau dacă mă duc singur sau singură la cumpărături. Deci iată cum într-un fel sau altul, ținem cont și de opinia celorlalți și de cum credem noi că ne percep ceilalți. Aici să știți că noi ca și clienți cădem într-o capcană foarte mare. De ce? Într-un anume fel, ne vedem fiecare dintre noi pe noi înșine. Da? Fiecare credem că suntem într-un anume fel. Înalți, slabi, plinuți, grași, empatici, buni comunicatori și așa mai departe. Într-un anume fel ne percep ceilalți, ne văd ceilalți. Gândiți-vă doar la expresia aceea frumoasă care spune frumusețea stă în ochiul privitorului. Într-un alt fel, iată, ne văd ceilalți. Într-un alt fel ne percep ceilalți și din punct de vedere al felului în care noi comunicăm. Inclusiv vocea noastră, da? Într-un anume fel
îmi aud vocea atunci când eu vorbesc și fizic, da, ținând cont de rezonanța craniană și într-un alt fel, vocea noastră ne este percepută de către ceilalți. La fel se întâmplă cu absolut tot, cu tot cum noi ne manifestăm, cu toată atitudinea, cu tot ceea ce noi suntem, verbal, non-verbal, atitudine și așa mai departe. Și sigur că da, cu adevărat, noi suntem undeva între aceste două măști, că astea cumva, sau între aceste două fațete, suntem undeva la mijloc și de fapt cu acel sine mergem noi și ne manifestăm și ca și clienți. Da? Și atunci, ținând cont de felul în care, să spun eu, ca și client mă văd pe mine, comparativ cu ceea ce consider eu că ceilalți cred despre mine și cum de fapt sunt cu adevărat, cu acel tot unitar, de fapt, mă duc și iau decizii inclusiv de cumpărare. Acum discutăm oarecum strict în zona aceasta de clienți, dar să știți că este valabil și în viața de zi cu zi ca și comportament uman până la urmă. Da? Sigur că dacă și în funcție de etapa în care suntem în viață, luăm decizii diferite de cumpărare. La, să spunem, 20 de ani, într-un anume fel mă uit la un produs, țin cont poate de, într-o anumită ordine, calitate, cantitate, preț. La 30 de ani, probabil într-un alt fel, la 40 altfel și tot așa. Da? De ce? Evoluează inclusiv satisfacerea nevoilor personale despre care vorbeam mai devreme. Și e foarte interesant cum ne manifestăm ca și clienți pe parcursul unei zile. Vă spuneam, de când ne trezim dimineața și până ne punem seara în pat, suntem în mod constant, cumpărăm ceva, așa să vă gândiți. Deci nu, și în momentul acesta, faptul că voi ați ales să vă dedicați acest timp din viața voastră pentru acest curs, înseamnă că ați cumpărat ceva. De asemenea, eu la fel. Da? Deci tot timpul cumpărăm ceva. Recent mi-a spus cineva, păi da, da, sigur, bine, dar nu înseamnă că n-am venit să-ți dau bani. Sigur că da, dar fiecare, indiferent la ce vârstă cronologică are, într-un fel sau altul, o oră de muncă, dacă e să o luăm așa, poate să fie evaluată la un anumit cost, da? Sau la un anumit preț, dacă vreți. Cost sau preț, că sunt două lucruri diferite. Și atunci, eu știu dacă mi-aloc două ore pentru o activitate, cumva în spate știu bun când muncesc, două ore înseamnă suma X. Dacă o aloc într-o anumită direcție, înseamnă că am cumpărat de cel puțin valoarea pe care aș fi putut-o primi dacă munceam în timpul ăla. Da? Și atunci, asta vreau să subliniez, să nu aveți senzația că sunt momente din timpul unei zile în care nu cumpărăm ceva. Tot timpul cumpărăm ceva. Și dacă deschidem ușa la frigider, deja cumpărăm ceva, adică începem să consumăm ceva și sigur că da, ceva se termină și pe aceea urmează să fie înlocuit ca și produs și așa mai departe. E interesant cum ne manifestăm ca și clienți în diverse contexte și în diverse momente din viață. Da? Sunt acei oameni, cunosc și eu și mi-s foarte dragi, negociatori, cum se spun, așa, până în măduva oaselor. Și dacă, nu știu, le dai ceva gratis, din reflex au tendința să mai ceară ceva. Și le spui, păi, gratis. A, da, bine, bine, dar nu mai pot să-mi oferi nu știu ce. Am avut în practică
un exemplu chiar așa de exact așa, la un moment dat lucram cu cineva și era foarte drăguț că și dacă primea ceva gratis, tot timpul spuneam, nu există gratis, nu există. Vreau totuși mai primesc ceva în plus pe lângă ce am obținut deja. Sunt acei oameni sau acei clienți care sunt atot cunoscători. Aceștia le știu pe toate. Deci nu ai ce să le spui foarte mult, ei le știu pe toate. E interesant, de fapt, felul în care noi ne adaptăm în fața clienților atunci când avem de-a face cu clienții din postura de vânzător sau cum invers, cum ne comportăm ca și clienți dacă ne recunoaștem în una din aceste categorii. Mai sunt și altele, dar am zis să ne limităm la vreo 7. Mai sunt acei clienți care sunt veșnici nemulțumiți, ceva nu-i bine, punga e prea mare, prea mică, prea foșneitoare, produsul e prea scump, cineva-i de vină în țara asta. Deci aceia sunt veșnici nemulțumiți. Cu foarte multă răbdare se poate lucra și cu astfel de clienți. Da? Sunt cei care tot timpul sunt la curent cu tot ce se întâmplă în piață în materie de, nu știu, noutăți, să spunem, pe anumite produse sau servicii pe care îi interesează, urmăresc reclame, urmăresc, nu știu, poate training-uri sau tutoriale pe YouTube, știu, de multe ori s-ar putea ca un astfel de client să știe mai multe decât cel care vinde, da? Și tot timpul se gândește, oare ce în spate, ce câștigă de fapt cu adevărat, ce în spate, da? Ăștia sunt suspicioși și cu aceștia. Cu multă răbdare, da, dar veți vedea imediat când povestim un pic de zona aceasta de comunicare, chiar cu anumită fermitate la un anumit moment în procesul acesta de vânzare, pentru a reuși să închidem, de fapt, vânzarea. Cu persoanele suspicioase sau cu potențialii clienți suspicioși, este poate cel mai greu de închis o vânzare. Și cu nemulțumiții se încheie mai repede o vânzare comparativ cu suspicioși. Suspicioșii totdeauna cred că cineva vrea să, nu știu, ia pielea de pe ei. Da? Mai sunt acei clienți interesați, da, și care poate, nu știu, întreabă foarte clar multe lucruri tehnice, cum se face, de ce e așa și dacă își cumpără, nu știu, un banal croissant, vor să afle care e procesul de fabricare, ce unt ați folosit acolo, este, nu știu, după o rețetă franțuzească sau cu ce este făcut, cu unt cu margarina, etc. Doresc să știe tot, da? Trebuie să fim pregătiți atunci când lucrăm cu astfel de clienți. Mai sunt acei clienți timizi, care oarecum ar vrea să fie lăsați în pace, nu prea își exprimă opinia, oare îmi trebuie, nu-mi trebuie, dar până la urmă să văd, mă mai gândesc. Sunt acei timizi, de obicei spun, mă mai gândesc, să văd, da? Și indecișii, care caută, nu știu, 200 de variante și tot nu pot să iau decizie. Tot se gândesc, oare varianta 59 cum arăta? Parcă era mai bună decât varianta 73, da, ceva de felul acesta. Dar, indiferent din ce categorie de clienți ca și comportament am face parte, să rețineți, vă rog, că luăm deciziile din două motive, din frică sau din dorință. Și regula aceasta e valabilă și în alte decizii, nu doar în deciziile de cumpărare. Frica de a nu pierde ceva sau dorința de a câștiga ceva, de a obține ceva în zona de bine, de stare de bine, da? Din frică sau din dorință. Tot așa, gândiți-vă, vă rog, pe parcursul acestei zile, da? Dacă ați făcut o alegere,
din ce postură ați făcut-o, din postura de să nu pierd ceva, sau oare ce o să zică mama, sau oare ce o să spună colegii, sau ce vor spune X, Y, Z persoane. Acestea sunt alegeri sau decizii din frică. Și dacă spun, wow, mă duc acolo pentru că vreau să mă întâlnesc cu X sau cu Y, deja este o alegere sau o decizie din dorință, pentru că îmi doresc asta. Da? Aceste decizii, din frică sau din dorință, sigur că da, vin să satisfacă nevoi din diverse etape despre care vorbeam mai devreme. Cum aflăm care sunt nevoile consumatorilor, clienților? Simplu, făcând cercetare. Deci, în mod constant, să știți că toate brandurile mari, oricât poate, nu știu, poate părea ciudat, în mod constant fac cercetare și își întocmesc statistici peste statistici și tot felul de rapoarte cu tot felul de indicatori care pot să îi ajute pe ei ca și furnizori de produse sau de servicii în a veni cu ceva nou sau cu ceva care poate să aducă plus valoare pentru potențialii clienți și care îi pot face pe aceștia să ia decizia de cumpărare. Aș vrea să fac aici o precizare vis-a-vis de aceste două cuvinte, consumator sau client. Foarte multe situații, clientul este direct și consumatorul sau beneficiarul, dacă vreți, al produsului sau al serviciului. Consumator este un termen economic. Acum știu că în contextul actual și cu ce se tot aude prin știri și pe online, este folosit și într-o altă direcție. Dar acum noi ne referim doar la exprimarea economică. Da? Care este diferența între cei doi termeni? Dacă eu, ca și părinte, cumpăr, să spun, o jucărie pentru băiețelul meu, eu sunt client pentru că eu sunt persoana care plătește acel produs. Consumatorul sau beneficiarul produsului este băiețelul meu. Da? Și atunci, în cazul în care discutăm de produse sau servicii care au clienți diferiți de consumatori, vă rog să rețineți că cei care vin și le produc sau le oferă se adresează atât unora precum și altora. Da? Într-un anume fel mă adresez celui care trebuie să plătească, să ia decizia de cumpărare și într-un alt fel mă adresez celui care beneficiază efectiv de acel produs sau serviciu. Totdeauna fac această precizare cu produs sau serviciu pentru a nu se înțelege cumva că discutăm doar despre, nu știu, produse fizice, și discutăm și de serviciu, nu știu, simplu. Dacă mă duc la coafor, acolo beneficiez de un serviciu. Da? Interesant este că în toată relaționarea cu clienții, de la început și până la sfârșit, și iar de la început și până la sfârșit, decisiv este procesul de comunicare și felul în care noi venim și ne adresăm celor cărora vrem să le vindem ceva, sau sigur că da, dacă suntem în postura de clienți, e la fel de important procesul de comunicare, felul în care cei care vor să ne vândă ceva ni se adresează. Dincolo de partea aceasta de relație client-furnizor, să rețineți, vă rog, că din totalitatea unui mesaj pe care noi îl transmitem, doar 7% merge pe calea cuvintelor, ceea ce e foarte puțin. Da? Restul, de 38% din cum este transmis și din cum este perceput mesajul pe care eu vreau să îl transmit,
celui cu care discut sau interacționez este dat de felul în care o fac. Da? Limbajul paraverbal, spre exemplu, felul în care modulăm vocea, tonalitatea vocii, felul în care intervin pauzele în vorbire, felul în care folosesc, poate intenționat sau nu, anumite ticuri verbale. Da? Felul în care intervin sau nu cu pauze în vorbire. Toate aceste elemente, aparent mici, vin să susțină felul în care celălalt percepe mesajul pe care noi vrem să-l transmitem. Și sigur că da, gândiți-vă că peste jumătate din felul în care este transmis și perceput mesajul care pornește de la noi este dat de comunicarea non-verbală. Adică felul în care noi arătăm din punct de vedere fizic și ne manifestăm din punct de vedere fizic atunci când discutăm cu cineva. Și aici intervine inclusiv mimica feței, felul în care ne ținem capul într-o parte în alta, cum lucrăm cu ochii, cu mâinile, da? Dacă lucrăm mai la vedere, cu palmele la vedere, dacă am anumite poziții, felul în care îmi țin corpul. Acum, sigur că da, suntem în online, dar încerc să vă explic și gândiți-vă voi în diverse situații în care discutați cu prieteni, cu membrii din familie, cu iubit, iubită și așa mai departe, cum vă poziționați din punct de vedere fizic? Stați cu spatele drept? Vă puneți într-un anume fel? Cum vă vine să stați în funcție de mediul în care vă așezați? Gândiți-vă cât de, cum să spunem, ne așezăm în fotoliu când stăm să ne uităm, nu știu, pe Netflix și cum stăm, în bancă la un curs, da? Deci și în funcție de context ne manifestăm și ne așezăm diferit. Asta înseamnă că toate aceste elemente vin să susțină procesul de comunicare. Da? Și atunci, dacă intrăm într-un magazin și întâlnim o față din asta îmbufnată, mă străduiesc să fac o față îmbufnată, nu știu dacă îmi iese, da? Cumva ne vine să dăm înapoi. Adică imediat mintea noastră vine și spune, păi sunt așa de multe opțiuni, nu știu, parcă nu vrea persoana respectivă să se ocupe de mine sau de clienți. Sau dimpotrivă, sunt locuri în care mergem și în care pur și simplu, nu știu, parcă nu ne mai vine să plecăm. Adică oamenii de acolo ne tratează pur și simplu omenește. Asta este cuvântul, omenește. Vă rog să rețineți că în procesul de comunicare și sună poate așa cumva, n-aș vrea să sune prea academic, procesul de comunicare. Atunci când noi discutăm cu cineva, dacă îi spunem ceva celuilalt, nu înseamnă că a auzit. Deci să nu vă bazați pe treaba asta. Da? Dacă a auzit fizic, nu înseamnă că a înțeles mesajul. Poate am folosit niște cuvinte prea tehnice. Poate am lălăit-o și am vorbit mult prea rar și l-am plictisit și atunci a pierdut ce vreau să spun. Dacă a înțeles mesajul, nu înseamnă că a și acceptat ceea ce i-am spus. Da? Dacă acceptă un mesaj, nu înseamnă că merge și l-aplică în practică. Da? Și dacă le aplică, nu înseamnă că și menține mai departe ceea ce aplică odată pentru a duce la un obicei. Că, de fapt, acolo lucrează foarte mult cei care vin să ne ofere produse sau servicii, la a ne crea obiceiuri. Da? Obicei că atunci când mă duc la magazin, pun direct mâna pe X produs, știu este marca X și din reflex, din obicei, deja îl pun în coș. Da? Dar asta ce înseamnă? Că am auzit o anumită reclamă, am înțeles că face ceva produsul X, da? Și așa mai departe. Aici aș vrea să mai fac o precizare vis-a-vis de procesul acesta de comunicare. Cu toții comunicăm
în principal prin 5 simțuri fizice, da? Sigur că da, cei care, nu știu, suferă de anumite deficiențe au dezvoltate celelalte simțuri la o capacitate mult mai bună. Dar discutăm de comunicarea prin cele 5 simțuri fizice. Femeile comunică în mod, hai să spunem, într-o proporție mare, foarte bine, prin vorbire, da, și prin simțul auzului. Deci foarte repede, foarte bine se exprimă vorbind. Bărbații, în schimb, comunică foarte bine prin simțul kinestezic, da, și prin văz. Asta ce înseamnă? Că pot fi situații în care, să spunem, discut ceva cu un domn și mie mi se pare că el nu înțelege. Da? Și se gândesc fetele, păi nu i-am explicat de nu știu câte ori, parcă nici nu m-a ascultat. Dar, în schimb, dacă îi arăt un grafic sau are posibilitatea să pună mâna, să vadă cum se face, va înțelege mult, mult mai ușor. De ce? Simplu, avem modalități diferite de comunicare ca și simțuri principale. Întotdeauna două dintre simțurile fizice prin două dintre simțurile fizice vom comunica în mod principal și celelalte trei rămân în plan secundar. Nu înseamnă că prin acelea nu comunicăm în același timp. Ba da, dar rămân în plan secundar. Vă dau un exemplu. Dacă noi acum ne concentrăm la informația aceasta despre clienți, comunicare și așa mai departe, sigur că da, focusul este pe informație, dar în același timp, dacă am fi într-o încăpere în care să fie extrem, extrem de frig, oricât ar fi de interesantă informația, n-am putea să ne concentrăm pentru că tot ne-am uitat oare ce să facem să rezolvăm, iată, acea nevoie fiziologică de bază. Da? Și de asta întotdeauna, prin două simțuri, comunicăm în mod principal, într-un anumit context, celelalte trei vin la susținere. Într-un alt context e posibil să se schimbe acestea, doar că v-am dat acest exemplu cu felul în care comunică în general domnii și doamnele pentru a înțelege cumva și la nivel basic de ce uneori ni se pare că, nu știu, fetele vorbesc mult prea mult, au 60.000 de cuvinte pe zi și bărbații au doar 20.000 de cuvinte pe zi. Și văzusem la un moment dat o glumă care spunea, păi domnul nostru nu zice nimic, nu mai zici, păi da, i s-au terminat cuvintele pe ziua de astăzi, sau doamna vorbește prea mult, da, are de folosit 60.000 de cuvinte pe zi. Sigur că da, în procesul acesta de comunicare, exact cum vă spuneam, pot interveni tot felul de factori din exterior care să vină să influențeze felul în care este perceput mesajul pe lângă modul în care eu vin să transmit mesajul. Și atunci ce vă spuneam, că e vorba de factori de mediu, poate, nu știu, cuvinte prea tehnice, un limbaj prea tehnic, un conținut neinteresant și așa mai departe. Tot timpul pot apărea factori din exterior care să perturbe felul în care noi comunicăm și suntem percepuți de către ceilalți. Aș vrea puțin să vorbesc despre marketingul ARA foarte, foarte pe scurt. Îmi place foarte tare treaba asta și de ani de zile mă pasionează pentru că e ceva valabil în absolut orice domeniu și nu are legătură doar cu magazinele sau cu supermarketurile. Îi spune marketing la RAF pentru că e exemplul cel mai la îndemână pentru a înțelege un anumit fenomen, că a devenit un fenomen. Gândiți-vă așa, mergeți în supermarket, da? Într-un anume loc este plasată intrarea în supermarket, da? Și într-un anume loc este plasată ieșirea din supermarket. Și astea cumva sunt aproape general valabile.
Sigur că da, că acum de la brand la brand, fiecare supermarket cumva sau fiecare lanț de magazine, dacă este să ne referim la magazinele mari, încearcă să-și personalizeze tot acest traseu, astfel încât și prin asta să rămână în mintea clienților. Dar sunt câteva, hai să spunem, elemente de bază din zona aceasta de marketing, merchandising, pe care cu toții le respectă. Pâinea este pusă strategic într-un anume loc. Tot ce înseamnă partea asta de fructe, legume, este pus într-un anume loc. Gândiți-vă că dacă intrați într-un magazin, simplu să vă luați o sticlă de apă, niciodată nu o să găsiți apă strict acolo când ați intrat în magazin. Este probabil în capătul opus intrării în magazin. De ce? Pentru că în drum spre a vă lua apă, mai vedeți și altceva. Scopul este scopul celor care sunt responsabili și care gândesc toată partea asta de aranjare a magazinelor, scopul este să îl ducă pe client sau potențialul client prin cât mai multe, printr-un traseu cât mai lung în magazin, astfel încât acesta să petreacă un timp cât mai îndelungat în magazin, pentru că poate mai iese cu unul, două produse din magazin și dacă simplu a intrat să-și cumpere o apă. Da? Felul în care sunt poziționate produsele la raft deloc nu este întâmplător. Da? Deci absolut deloc. Au început să fac reglaje inclusiv vis-a-vis de media de înălțime a oamenilor din fiecare țară. Da? Deci dacă o să mergeți în Germania la un anume preț, la un anume nivel, veți găsi X produse pe raft. Dacă suntem în România la un alt nivel aceleași produse și dacă e diferență de, nu știu, poate nesesizabilă, nu știu, 5 cm sau, da, reglaje atât de fine se fac în magazin, astfel încât clientului sau potențialului client să-i fie cât mai ușor să vadă produsele. Poate unele sunt pe lista de cumpărători, poate altele nu sunt pe lista de cumpărători. Da? Dar totuși zicem, dacă tot am venit până aici, stai să mai îmi cumpăr și nu știu ce. Nu știu dacă voi ați avut vreodată expresia asta în minte, dar eu recunosc că am avut-o, deși mă gândesc de multe ori, zic, chiar dacă știu așa de multă informație teoretică, de multe ori zic, na, uite, acum se aplică, da? Spun chestia asta, păi dacă tot sunt aici, hai să-mi cumpăr și X sau Y. Pe lângă treaba asta, să rețineți, vă rog, că inclusiv se lucrează în zona asta de stimulare a deciziei de cumpărare, inclusiv prin atenționarea tuturor simțurilor fizice, da? Într-un anume fel miroase în magazin. Da? Fiți atenți când mergeți la magazin să vă cumpărați produse alimentare, atenție să nu fiți rupți de foame, că veți cumpăra un sfert din coș, pe când ajungeți acasă, vă gândiți, oare de ce am cumpărat produsul ăsta, că nu neapărat îmi trebuia acum. Dar cumva și noi ca și clienți, când începem să fim conștienți de anumite lucruri, suntem atenți la a ne eficientiza până la urmă bugetul. Pe de cealaltă parte, ca și furnizori de produse și de servicii, sigur că da, vrem să venim cu tot ce avem la îndemână ca și factor de susținere, dacă vreți, a deciziei de cumpărare din partea clienților. M-a întrebat recent cineva, păi asta nu este manipulare? Este. De la un punct încolo este și manipulare. Da? Mai mult decât atât, clienții vor ține minte experiențele, da, pe care le au în urma cumpărării produselor sau a serviciilor. Propriu zis, eu nu mă duc să cumpăr efectiv un pahar din magazin, strict ca să am un pahar, ci îl cumpăr pentru ceea ce pot face cu el.
la ce mă ajută, ce experiență vine să-mi susțină. La fel este și în zona de servicii. Și la supermarket, să nu uit ceva, mi-am amintit acum ceva ce am vrut să vă mai spun. Când ne ducem și vedem peste tot, super ofertă, ofertă, și toate sunt scrise cu roșu sau atenționări pe fundal galben, sunt tot pentru a veni și a ne atenționa văzul. Da? Peste tot în lume, culoarea roșu înseamnă stai, stop, e roșu la semafor, stop. La fel și în magazin. Super ofertă, stop, stai, dragă potențial client, uită-te, s-ar putea să vrei să cumperi. Mai vedeți în magazine, de exemplu, acele prețuri cu 33,77. Sunt prețuri care nu spun nimic. Da? Să înțelegeți că clienții știu acum cu 13,99. Clienții știu, e 14. Da? Dar celelalte cu 33,77 nu spune nimic. Sunt, de fapt, te gândești ca și când, oare ce e asta? Ce procent? Ia, o fi calculând, e ceva. Probabil că atâta vine discountul sau ceva. Deci în momentul în care începem să facem calcule de felul ăsta în minte, tot așa sunt factori din partea celor care vor să ne vândă produse sau servicii pentru a ne atrage atenția. De fapt, ce am făcut? M-am oprit în fața acelui raft și chiar dacă m-am uitat de 3 ori la preț, deja mi-a atras atenția într-o multitudine de alte produse, servicii și așa mai departe. În zona aceasta de clienți, consumatori, e foarte mult de discutat practic, da? Așa că mi-ar plăcea foarte mult să aud și întrebări din partea voastră. Eu v-am pus 4 cărți ca și recomandare, deși sunt mult mai multe. Și gândiți-vă așa, literatură din zona aceasta de comunicare, din negociere, din sfera asta de inteligență emoțională, de psihologie, cum mă manifest în prezența unui client, ce fac dacă, nu știu, am de-a face cu poate un client recalcitrant și așa mai departe. Există foarte multă literatură în zona aceasta, așa că vă invit să explorați și pentru cultura voastră generală. Mi-ar plăcea să aud întrebări din partea voastră. Mulțumim mult! M-a plăcut inclusiv exemplele foarte utile pentru viața reală din magazine, de la felul în care folosesc fructele într-un anumit zonă, apa mai departe ca să mergem după ea, lumina. Prind bine toate experiențele de marketing. Adevărul e că partea, mie mi se pare că cel mai greu e discuția cu clienții și cum să tratăm fiecare tip de client în parte. Odată trebuie să ne dăm seama care e nemulțumitul. Cum facem diferența între nemulțumit și indecis? Cum facem diferența între... Și cum să abordăm? Să-l abordăm pe fiecare. Da. Aici aș vrea să fac o precizare. E foarte frumoasă întrebarea aceasta. În general, oamenii cu care interacționăm și este valabil și clienții cu care lucrăm, pentru că da, și lor li se aplică regula aceasta. Nu vor ține minte neapărat cuvintele pe care noi le folosim, ci vor ține minte, atenție, felul în care se simt în prezența noastră, felul în care noi contribuim la cum se simt ei în acel moment. Dacă vine cineva super frustrat, din nu contează ce motiv, sau dacă noi mergem super frustrați, nu contează din ce motiv, și cel din fața mea știe să nu amplifice și mai tare starea respectivă, să nu pună piciorul pe accelerație și mai tare, îmi dă spațiu, poate inclusiv fizic, da? Deja cumva începe să se spargă gheața. Dacă avem de-a face cu un client nemulțumit,
Acolo e foarte interesant. Este vorba despre o asumare în practică, pentru că acum văd că e la mod de treaba asta cu asumare, dar cumva teoretică, nu știu, folosim frecvent, îmi asum. Recent am întrebat pe cineva cum. Păi îmi asum, bine, bine, cum faci asta? Da? Dacă vine un client nemulțumit, poate să fie real nemulțumit din vina noastră ca și furnizor sau orică i s-a stricat produsul, orică nu-i place serviciul pe care, nu știu, i l-am promis, crede că s-au perceput că a cumpărat ceva și de fapt este altceva. Este vorba despre o asumare și despre a-i rezolva omului problema. Deci în acel moment e foarte important procesul de ascultare. Nu vorbesc mai mult de 20%, n-am ce să vorbesc mai mult de 20%. Omul trebuie să vorbească. S-ar putea chiar să ridice tonul un client nemulțumit. Am întâlnit astfel de clienți. S-ar putea să aibă poate un limbaj nepotrivit. Am întâlnit astfel de clienți. Dar prin felul în care noi reacționăm, poate coborâm un pic tonalitatea vocii, ne îndreptăm de spate. Deci nu înseamnă că dacă vine un client nemulțumit, nu știu, m-am făcut preș în fața clientului. Nu. Da? Dar în momentul în care noi ne-am centrat și pur și simplu non-verbal îi arăt că da, sunt acolo cu totul și îl ascult, îi ascult nemulțumirea. Analizez foarte repede, are dreptate sau nu are dreptate? S-ar putea să nu aibă dreptate clientul. Să știți că am întâlnit și clienți care cumva caută cu lumânarea să obțină gratuități din nemulțumiri. Sau vânează gratuități din nemulțumiri. Există și astfel de clienți. Pot să-l ascult, dar nu 10 ore. Da? Deci îi dau timp, un minut, două minute, hai, cu indulgență, 3 minute, după care întreb, în regulă, am înțeles. Îmi permiteți? Îmi dați voie? Răspunsul întotdeauna este da. Dar cumva un ton mai jos decât al lui, dar o anumită fermitate. Și asta inclusiv, să știți că eu îi admir foarte tare pe oamenii aceia care lucrează în call center-uri la reclamații clienți. Deci non-stop se lucrez cu, știu, oameni care lucrează, nu știu, cu 80 de clienți, 80 de reclamații într-o zi. Păi te duci acasă devastat. Deci să vedeți acolo ce training-uri fac oamenii respectivi. Dar chiar și așa, ascultă clientul, da? Nu lasă să vorbească 10 ore, că poate ăla repetă aceeași informație, o spune cu, are 20 de cuvinte pe care le tot rotește, că de obicei cam acolo se rezumă. Când este momentul, o taie scurt. Clientul ce face? Vreau să vorbesc cu șeful tău. Sunt. Deci este un proces semnificativ care zice, vreau să vorbesc cu șeful tău. Consideră că a apela la autoritate îi va rezolva lui partea asta de nemulțumire sau fuga asta după gratuități, da? Dar ca să concluzionez, este o muncă interesantă inclusiv cu propria persoană în momentul în care avem de-a face cu clienți nemulțumiți, da? Acolo trebuie intervin elemente de negociere, trebuie să știi foarte bine ce vinzi sau ce ai vândut. Pe lângă asta trebuie să știi bine ce ai promis. E foarte bine să existe în scris. Și dacă e vorba de, în special dacă e vorba de servicii, este bine să existe în scris ce ai spus clientului. Și dacă e vorba de o ofertă simplă, da? Mulți clienți spun ce nu-i scris nu există. Nu-i neapărat așa, da? Nu este neapărat așa. Dar din postura asta de furnizor de produse sau de servicii, ne asigurăm că noi ne-am făcut partea. Da? Poate trebuie să-i dăm bani înapoi, poate trebuie să fac ceva în plus, poate nu trebuie să fac nimic, poate a fost o neînțelegere. Dar e interesant cum un astfel de client, dacă reușești să-ți menții calmul, dar nu la modul că, bine, vorbesc așa un pic mieros, dar de fapt pe mine se vede că i-aș trage două palme, da? Deci cu totul îți menții un anumit calm în acea situație, să știți că aceia devin clienți fideli într-un procent foarte mare.
extrem de mare. Da? Cu indecișii, indecișii vor 20.000 de variante. După ce se tot gândesc, da, nu mai putem să mai punem nu știu ce, da, nu mai putem să facem nu știu ce. Ca și când te duci la croitor, păi după ce ți-a croit rochia sau costumul, nu mai poate să-ți-l mai lărgească cu încă, nu știu, 10 cm, că este croit. Și atunci, la indeciși, lucrăm cu 2-3 opțiuni maxim. Da? Cumva le ajutăm să ia decizia. În regulă, v-ați hotărât, ați prefera să fie așa sau așa? Deci îi dăm opțiuni, dar reducem, deci lista lui de avioane o reducem la 2-3 opțiuni. Păi aș vrea așa, dar să mai adaug nu știu ce. Bun, facem așa, ce mai adăugăm sau cum vreți să fie? Și atunci cumva le ajutăm, grăbim un pic procesul acesta de luare a deciziei. Mulțumim! Interesant! Super tare! Cred că în acum sensul... vă gândiți cum sunteți sau cum suntem în postura de clienți. Eu de tot timpul mă gândesc pe lângă partea asta de cum lucrez eu cu clienții. Mă gândesc, bun, eu cum mă comport ca și client? Da. Ce vrea să întrebați? A, nu. Mă gândeam că în momentul în care suntem în postura de client, fiecare, de fapt, se reflectă caracteristicile personale, cumva. Și acolo putem vedea destul de bine cum ne poziționăm și în alte negocieri și în alte conflicte, în eventuale conflicte și în funcție de ce cerem. Pentru că un client nemulțumit va fi nemulțumit ca și client, nemulțumit în viață, nemulțumit la job, nemulțumit peste tot. Așa e. Un client picky va fi picky peste tot. Deci, cumva... Așa este. Da, da. Și interesant este cum... în sfera asta a tehnologiei și cum vin informațiile spre noi din toate direcțiile, tendința este de a nu avea răbdare. Uitați-vă la oameni în supermarket, văd o coadă, nu, deci nu stau să se gândească dacă merge sau nu merge mai repede, mai încet, mai nu, instant. Deci răspunsul este nu vreau să stau acolo. Vreau să vă spun ceva. Cel mai fain timp petrecut în supermarket poate să fie la coadă. Eu și prietenii mi-am format la coadă. Da? Te ajută oamenii cu bagaje, cu ce. Dar exact cum a zis, depinde cum pui problema. Câteodată ne iese, câteodată nu. Nici mie nu-mi iese tot timpul. Să nu credeți că mi iese tot timpul. Chiar dacă știu cumva în spate cum funcționează, nu-mi iese tot timpul. Sunt persoane față de care avem o afinitate instinctivă. Ne plac, din start. Ceva ne place la ei, ok. Sunt persoane cu care nu manifestăm această afinitate, ci din potrivă nu ne plac, pur și simplu. Dacă sunt în postura de client și eu, totuși ar trebui să vând ceva. Discutăm de antreprenoriat. Cum putem să trecem sau cum discutați cu astfel de clienți? Cu cei care ne plac, e ok. Rezonăm și... Dar cu cei care nu ne plac... Recent am avut un exemplu de genul acesta. Cumva eu spun, nu este chimie. Da. Eu ce fac sau cum aleg să fac în urma experienței și a ce am învățat din practică este să mă duc și acolo cu obiectivitate și cât pot de autentică. Să nu mă comport diferit. Deci dacă, sigur că da, dacă vădit poate față de anumiți oameni manifest o anumită simpatie, fără niciun motiv, exact cum ați spus, tendința este să ne comportăm mult mai prietenos. Față de ceilalți, poate n-avem nicio explicație rațională pe moment, deși în spate știm de ce se întâmplă lucrurile astea, că n-avem chimie. Alegerea mea este asta, să rămân cu obiectivitate, să-mi fac treaba, să nu-l tratez diferit, să nu țin cont de părerea mea, de exemplu.
am o colaborare cu cineva, cu un furnizor pe un anume proiect, cu care, credeți-mă, n-am nici cea mai mică chimie și dacă, poate într-o altă, serios vorbesc, într-o altă etapă a vieții, poate aș fi căutat un înlocuitor. Dar pur și simplu mi-am spus mie, pentru că n-am eu chimie cu persoana respectivă, deși un om foarte bun și profesionist în ce face, nu înseamnă că nu voi lucra cu el. Ba da, voi lucra cu el în continuare. Sigur că da, timpul de interacțiune este mai restrâns, să zic. Dar nu fac alegeri de felul acesta, bazat strict, impulsiv, îmi place sau nu-mi place X sau Y persoană. Ca să concluzionez, pentru a concluziona, tratez cu obiectivitate și prezint obiectiv ceea ce vând. Mulțumesc. Eu o iau și ca o provocare personală, profesională, când sunt în astfel de situații și mă gândesc, no, bun, hai să vedem acum cum se întâmplă, cum duc la capăt procesul de vânzare, pentru că acolo, cu cineva cu care ne place, sigur că da, lucrurile merg mult mai ușor. Într-adevăr, e o muncă foarte interesantă și mai ales mi se pare challenging pentru că de fiecare dată descoperim și alți clienți și ne descoperim și pe noi cum reacționăm și cum îi tratăm. Doar am vrut să spun că e interesant cum suntem influențați de foarte mulți factori. N-aveam cum să-i cuprind pe toți în o oră și un pic. Gândiți-vă, să zicem așa, dacă ar veni în fața dumneavoastră președintele țării, cum l-ați trata? L-ați trata diferit față de Popescu Gheorghe? Întrebare. Sau dacă vine o X personalitate sau dacă vine o X autoritate dintr-o instituție a statului, ne comportăm diferit, îl tratăm diferit față, nu știu, dacă vine o persoană fără un despre care nu știm anumite informații, vine o persoană simplă de pe stradă, să spunem, da? Cum procedăm? Da? Deci sunt foarte mulți factori care pot interveni în procesul de vânzare sau în felul în care noi ne manifestăm într-o anumită interacțiune, care până la urmă este o vânzare. Deci de asta subliniez tot timpul. De dimineața până seara cumpărăm și vindem non-stop. Non-stop. Și nu înseamnă că trebuie să, gata, dacă nu am dat banul efectiv fix din mână, n-am cumpărat. Ba da. Ba da, și că am stat 2 secunde să mă uit la o reclamă, am cumpărat. Mi-am oferit timpul ăla de 2 secunde. Corect. Să știți că evoluează foarte mult felul în care ne comportăm ca și clienți sau cum se comportă clienții. Am observat și în ceea ce fac și și din ce discut cu colegi de-ai mei, din ce urmărim pe studii internaționale în special, de la 6 luni la 6 luni se face câte un update. E foarte interesant. E foarte interesant. Cu tot ce înseamnă această tehnologizare, cu tot ce vine inteligența artificială, oamenii în continuare au nevoie tot mai pregnantă de socializare face-to-face, deși nu o recunosc sau nu o recunoaștem. Da. Și atunci tot ce înseamnă dezvoltarea tool-urilor de vânzare merge și în direcția aceasta, foarte mult de susținere, dacă vreți, emoțională. Da? Pentru că, de fapt, luăm decizii de cumpărare pe bază emoțională. Cele mai multe. De ce cumpăr pâine cu maia și nu cumpăr pâine albă sau pâine cu secară sau pâine cu nu știu ce? Și acum dau un exemplu foarte banal. Da? Dintr-o anumită emoție. Ce este emoția? O reacție la o anumită realitate. Realitatea este total diferită pentru fiecare dintre noi. Dacă simplu aș face un gest cumva
directiv și aș arăta un obiect și aș întreba ce vedeți, ce este acel obiect, peste 90% dintre respondenți ar spune că este, nu știu, un pix, o carte sau ce aș arăta, dar puțin se uită la context, da? Ci este acum. Acum să-mi fie rezolvată problema mea. Acum. Dintr-o emoție mergem ca și clienți într-o zonă de, nu-mi place cuvântul ăsta, dar e o realitate, de canibalizare. Contează eu să mă văd cu toți saci în căruță, nu prea mai contează celălalt cum este. După ce eu sunt bine, după aia mă mai uit și la celălalt. Se duce într-o extremă expresie aceea că prima dată în avion îmi pun mie masca și după aceea celuilalt de lângă mine. Așa este acolo. Dar în viața de zi cu zi, dacă și așa în comportament, uitați-vă pe stradă, oameni care se duc cu ochii în telefon și se bat de ceilalți oameni. Că nu se, deci nu se uită efectiv. Asta înseamnă că nu ne pasă de ceilalți. Da? Vreau să, nu știu, îmi organizez un eveniment, să-mi cumpăr o carte, să gătesc o mâncare. Contează eu să-mi rezolv primul, da, și după aceea ceilalți. Este o canibalizare a clienților, cumva. Și un exemplu extrem de ciudat, aș spune, sau chiar nefericit, este fix în zona asta de angajare, pentru că și acolo discutăm de clienți ai firmei. Angajații sunt clienți interni pentru o firmă, da? În momentul în care un angajat anunță că își depune demisia pentru că merge la altă firmă, firma la care ar trebui să meargă zice, păi bine, poți să vii de mâine. Și el e cumva constrâns. Păi să vin, trebuie să-mi dau demisia. Din frica, din teama de a nu pierde acea ocazie, oportunitate, merge la primul angajator și spune, gata, eu de mâine nu mai vin la job. Ce zice angajatorul? Păi ce neserioși sunt angajații, te lasă baltă, dar nimeni nu se uită până la capătul procesului, da? Adică firma la care te duci, unde ești client intern, nu se uită bun de unde pleci, cât ar trebui să stai în preaviz. Da? La fel este efectiv peste tot. Peste tot. Dacă îmi fac, nu știu, programare la manicură, prima să fiu, nu contează ceilalți. Dacă, cum am spus, ajung în supermarket la rând, dacă se poate să se deschidă o casă special pentru mine, generic vorbim pentru mine, da? Pentru fiecare dintre noi. Cumva e dusă într-o anumită extremă parte asta de competitivitate. Peste tot ne dorim să fim primii. Dar știți ce mișto este pe locul 2, 3, 4? Acolo este de fapt explorarea. E valabil ca și clienți și e foarte interesant să lucrezi ca și furnizor de produse sau de servicii cu clienți care vor acum. Am avut recent o experiență cu un client cu care lucrez de foarte multă vreme și care tot timpul schimbă, e pe zona de servicii. Și tot timpul schimbă aproape instant și îmi spune, Dafina, în 5 minute vreau nu știu ce. Păi, și trebuie, acolo este provocarea să-i explici că n-ai cum în 5 minute să aliniezi acei 10 oameni care trebuie să conlucreze la ce vrea el în 5 minute. Dar oricum se întâmplă nimic rău și dacă primește în 20 de minute. Dar presiunea asta de ca și cum e capătul lumii, nu e niciun capăt al lumii. E ține de un anumit comportament și aveați dreptate când ați spus că da, ne reflectăm felul nostru de a fi ca oameni și în postura de clienți. Și, într-adevăr, și am observat și la servici și în rest,
e o manie de a fi, de a, lucrurile urgent pe asta. Dacă deadline-ul e mâine, poi mâine, lasă-mă să mi le organizez. Deci cumva lumea e obișnuită și din cauza device-urilor electronice, mai este o problemă pe care o văd mare, lumea obișnuită să primească răspunsul instant. Înainte, bun, primeai un mail, știai că poate îl vede, nu-l vede, aveam un anumit termen, dar acum cu WhatsApp, cu un alta, lumea se așteaptă să-i se răspundă instant. Nu se poate, nici pe partea de clienți, nici pe partea de vânzări, nici pe partea de... Așa este, așa este, da. Și adevărul, oricât ar fi de bun produs pe care îl vindem sau serviciu, fără marketing și fără vânzare, nicio șansă. Și vă mai spun ceva, de fapt cu asta aș fi vrut să închei și poate mai apare întrebări sau mai discutăm. Nici măcar experiențe nu cumpărăm. Cumpărăm oamenii care ni le oferă. Nu alegem hotelul exclusiv pentru cum arată atunci când mergem în vacanță. Un hotel și dacă ar arăta de 7 stele, da, după ce clasificare ați dori, dacă nu este populat ca și serviciu de oameni, este doar o clădire goală, frumos aranjată și atât. Uitați-vă la atât de multe clădiri de birouri goale din Cluj. Arată frumos, de-a dreptul unele sunt navă spațială și arată extrem de trist pentru că nu sunt oameni acolo. Deci noi nici măcar spunem, am trecut la next level, spunem că cumpărăm experiențe, dar cu adevărat ne place să ne înconjurăm de anumiți oameni. Și ați sesizat foarte bine nuanța aceea fină, că de fapt ne place să ne înconjurăm de oamenii cu care avem chimie și în preajma cărora ne simțim bine. Viața nu este peripit. Când aveam 20 de ani, mi se părea că e așa o lume foarte departe. În momentul în care l-am pierdut pe tata, mi-am dat seama că nu e chiar așa. Da? Și atunci, atenție inclusiv la oamenii cu care noi alegem să ne înconjurăm. Noi alegem de la cine să cumpărăm. Și dacă mă duc să cumpăr gumă de mestecat, aleg de la cine mă duc să fac asta. Dincolo de campaniile de marketing ale producătorului. Mulțumesc încă o dată. Cu și numele meu și numele domnului Dan Suciu și să ne vedem cu bine atunci. O seară minunată tuturor! Mulțumesc la fel! O seară frumoasă!